Ia să aruncă mai tare. Ăla e, mă. Hola mi amor, mi amor, mi amor. Astăzi facem un episod la mine dormitor. Glumesc, nu la mine în dormitor. Asta vă voi arăta primul zbor al poromelului voiajor. Este începător. Da, deci fratele meu, vom vedea cum reacționează la primul zbor. Da, da, da. Astăzi vom face un experiment ciudat. Ia, mă, ce ai în mână? Eu? Da. Nu cu ăsta, mă. Cu ăla, cu șuruburi. Aceste șuruburi pe care le vedeți aici, ia. Uitați. După cum vedeți, suntem murdari pe mână. Nu să mi-l dai, mă, să lasă-l așa. Și tu ai aici ceva. Ia, să vedem ce cu ăla. Vulturul care n-are frică de nimic. Cum, mă? Vulturul care n-are frică de nimic. Ok. O să facem un experiment și prietenul meu care vă va spune acum Instagramul lui, Alex / mrn / 19. Ok. Nu știe ce se face cu aceste chibrite. Deci chiar nu știu, jur că nu știu cum face. Da, și eu i-am spus că o să folosim, de exemplu, uite, am aici un șurub, o piuliță și alt șurub, înfiletat unul în altul. Din moment ce vom lega o pungă de un șurub și vom pune catran și vom pune celălalt șurub și îl vom strânge și îl vom arunca în sus, în momentul când o să cadă aici pe asfalt, o să pocnească. O să facă poc, 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 deoarece așa făceam eu prin 92-93. Deci credeți-mă că eu știu cum lucrează aceste pocnitori superbe. Deci te distrezi maxim. Haide, mă, ia, ce e facem cu porumbelul? Îi dau drumul, da? Stai așa. Și Aris, îl arunc cât pot, da? Prins de noi, nu. Da, e prins de noi, l-am îl prins. Îl arunc în sus tare? Ia vezi, nu, mă, fă... nu, lasă-l și aruncă-l pe casă. Tracțiune, bă, legără. Nu așa, mă. Hey! A zburat, mă. Bravo. Acum ai după el. Mamă, cum stă casa. Aport. Aia. Aplaudați pentru ce a spus domnul, vă rog. Dați-vă așa în lături. Vă iau cum arată casa. Să-i bagi un FP3 de la, pe fugi direct de o bucură. Dacă ai băgat un FP3, a sărit casa sus. Da, e leșinată partea aia de acolo. Ce ți-a curățat cu piatră pe casă? E casa pătrânească. Nu mai mă lasă, că nu e ce trebuie. Hai să mai ceam unei dăm. Ok, o să facem acum o improvizație. Ce avem aici? Nu să mor. Să dea Dumnezeu. Așa mari. N-am ieșit azi din casă deloc. Bă, mi-e spui de FP3-ul ăla, că ce facem cu el? Păi dacă l-arunci acolo... Că scoate-l pe acolo, pare! Ia! Hei, copii! Ia, vină, mă, știu, lângă mine. Ia, zice ceva. Ia să mimi! Nu așa, mă! Ui, ui, ui! Nu merge. Ia, pizi, avans? Avans? Are avans? Bagă-ne, ia ție. Da, da. Ăsta n-are deloc avans, voi. Miroase a frunze arse. Cineva a băgat frunze la grătar. Haideți să vedem, distrăm cu șuruburi. Nu te grăbești, mă, așa. Mergi, mă, mai încet. Uite, să-ți făcut șuruburile alea. Uita ce șuruburi are ăsta aici. Mama, e greu. Haideți să vedeți cum ne distrăm noi, frații. Hai, vă pupăm, ne revedem acolo. Ne vredem când ne vredem. Ok, avem șuruburile, da? Hai să vedem ce facem cu ele. Lasă-le jos. Da, da. Și ia, uite, mă filmezi tu. Da. De fapt, lasă camera aici, ia să vedem. Să ne filmeze ea pe noi. Nu, vreau să vă filmez eu. Hai, filmează-ne, ține de sus de aici. Că nu prea știu eu ce să... Uite așa, da, te uiți să fie frumos. Uite, frate, fii atent. Deci tu spui că nu o să bubuie asta, da? Da, eu zic că nu o să bubuie. Ok, fii atent cum faci. Le jur că nu o să bubuie. Dă-te mai așa să ne prind și pe mine și pe el. Gata? Da. Fii atent cum facem. Să te dai să facem tutorialul frale. Lasă-mă pe mine. Să vii mai aproape să se vadă bine, fratele meu, da? Da. Fii atent. Avem aici un șurub, da? Tu ești asistentul meu, de cât e? De 24. Ok, și o piuliță, da? E foarte important să meargă foarte ușor și îl strângeți până iese, ca să fiți sigur că nu e blocat. Bun, și acum la ăsta punem alt șurub și îl probăm, da? E ok. Aveți grijă să fie înfiletat jumătate de piuliță. O jumate, da? Jumătate de piuliță. Lasă pe mine. Fii atent cum facem. Ca să-l armăm, da? Ok. Și acum, catranul, îl băgăm aici. Asta fiind mai măricică, o să trebuiască... Așa, o să trebuiască o cantitate mai mare de catran. Mai am și o chibrită. Pus aici. Nu e problemă, merge și cumpărăm de la magazin, ești nebun. Nu merge cu praf de pușcă sau cu altceva, știi? Hai să punem bețele aici ca să le strângem după aia. Se vede, mă, catranul? Uite așa, da? Ia uite, vezi? Catranul. Păi, doza de aia de tractor, ți-am spus eu, mă, să-mi faci rost. De injector. Injector de tractor. Am acasă.
Și să facem de aia cu cui, ai înțeles? Un cui îndoit și cu cameră, gen, sau cu elastic. Și tot așa, pui de ăsta, nu știi, nu știi de alea? Cum se fac? Bă, ești nebun. Nu vrei să faci câte două? Ce? Mai pui catana de asta? Ia uite, se vede aici? Mai pui? Nu, unul și gata. Și ții mâna aici ca să nu sară. Se vede bine? Da. Cocoș? Ia uite-l, îl vezi aici? Uite-l, da? Ok, în momentul ăsta îl strângem la maxim. Da. Uite așa, da? Ca să iasă și aerul. Și fii atent ce facem acum cu aceste pungi. În partea asta prindem o pungă așa. O învârtim pe șurub. Eu aș vrea aici, pe ăsta mic, știi de ce? Ca ăsta mare după aia o să vină să-l tragă așa ca o rachetă. Să vină greutatea pe el. Ia fi atent aici. Ai înțeles? Atât, așa trebuie face să arată. Multe? Dă-te mai în spate. Ce? Nu, mă, nu, una. Dă-te așa să o probăm pe asta. Eu nu cred, frate. Se vede bine, da? Stai acolo, fii atent. Lol! Mamă, cât de tare! Îi pe ăla! Bă, frate, cât de tare ai bubuit, băi! Ce părere ai, vină cu acea, vină cu acea! Mamă! A defiletat șurubul, ești nebun? Da, ia zi! Doamne, eu n-am crezut! Trăiască familia, deci nu mă credeai, nu? Ai văzut cât de tare! A încins asta, ești nebun! S-a încins, ia uite, ia miroase! Ia! S-a auzit! Hai să mai fac o dată, ia filmează! Mamă, fac sare! Se înregistrează? Merge, dă cu așa. Bubuit, bă. Da, deci mai spune ceva. Hai zi, fii atent ce, ce trebuie să faci acum. Mamă, cu aia poate să rea. Nu, 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 n-avem cum, mă, ia uite. Trebuie să-l împingi ăsta, să-l filetezi ca să fie curat, da? Uite, ai înțeles cum bubuie? N-ai crezut, nu? Câte pețe am pus, mă? Ia uite. Una, două, una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt bețe, da? Cu cât e mai mic? Mamă, cât de tare bubuit. Bă, bubuit ca o petardă, ești nebun? Mai ceva. Filmează aici tutorial, da? Da. Eu nu prea știu să cojesc aici. Păi nu, mă, uite așa, uite așa. Stai să fie ăsta pe jumate. Lasă că-l fac eu. Cu asta? Da, tu arunci acum în sus. Bă, da, cum a aruncat-o pe aia, da, da, da. Și știi ce pot să faci ca să nu... Mm. Așa? Să legi șurubul ăsta de șurubul ăla. Ca să nu se... Cu o sărmuliță de asta. Dacă mai găsim, știi? Ca să nu mai sară șurubul. Da, câtă putere are să o defileteze aia mâncată aici. Da, păi da, dar presiunea aia, desfăcut-o presiune. Că e presiune mare acolo. Se vede aici? Mai bagi? Mai bag, mai bagi. Bagi mai mult ca să bubuie mai tare? Nu știu, că câteodată se poate arde și iese fum dacă nu se produce. Deci trebuie strâns bine de tot ca să... Că el oricum, prin puterea aia, el când cade, se învârte alea. Uite așa, să nu iasă piulița de aici. Ia uite, mă, hai că mai pun încă unul. Și gândește-te, caută și mie un șurub de la mare, 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 mai mare. O să-ți caut, am de la de 50. Ia uite, se vede? Da. Uite-l așa, da? Uite. Strânge-o puțin și pe aia. Bine, o să le poți folosi până se strică filetul, știi? Păi ce strică filetul ăsta? Nu, dacă de multe ori... Uite așa. Dă să te filmez eu. Ia, vină încoace. Prezintă-ne aia, vină încoa. Deci ai văzut? Uite. Vă prezint racheta secolului. Da, jocurile copilăriei. Aruncă să cadă pe jumate. Tare, mă! Tare, mă, cu aia, aruncă mai tare. Păi, tu pe aruncă în sus să cadă, să aibă putere. Tu ai aruncat-o la un metru? Drept, așa, să nu cadă pe pământ. Ăla e. Ai văzut dacă n-ai aruncat-o bine? Bă, și mireasă, ești nebun. Uite, vezi ce frumos miroase? Na, și filmează-mă din nou. Ține acolo. Să meargă să filmeze minutele. Ia fă de la gros, bubuie mai tare cu la gros. Nu știu, hai, vină cu aceea pe partea aia altă. Uite așa, na. Bagă cu ăsta, mai. Uite, acum s-a ars, ăsta ai văzut? Dacă nu, ai de să arunci tu. Bun. Ăsta e așa. Lasă și care? Tot ăsta? Da. Ok, hai că-i pun și... Bagă mai multe la astea. Uite așa, frumos, dar să nu fie lemn acolo, știi? Mm-hmm. Ce nu bubuie dacă e lemn? Păi nu, nu arde ca asta e. Petardele au lemne în ele, n-au doar praf de pușcă. Uite așa, știi? Asta e o simplă pocnitoare cu catran, gen. Dar pe tine cine te-a învățat? Păi, am învățat și eu de la ăștia în cartiere, ești nebun, până 92, 93.
când eram mai mic și îi vedeam pe ăștia și mai putem face altfel, mai aduci un cui, da. Mai aduci un cui și îl băgăm în asfalt și un ciocan, dacă ai aici. Și noi, în general, cu o piatră și băgam cuiul în asfalt, scoteam cuiul, făceam loc, ia să... Dar asta cred că îl facem în alt episod. Ai înțeles? Lăsați-ne în comentarii dacă vreți să... Facem mâine. Facem mâine, da. Pocnitoare cu catran în asfalt. Jocurile copilăriei, să fiu sincer așa, jocurile anilor 90. Atunci nu erau telefoane, rar începuse televizoare color. Uite, vezi? Uite-l aici. Uite așa. Ups. Stai acolo. Uite așa, trebuie să fie uniform aia. Ia uite. O să cred că bouă e mai tare. Tu l-arunci pe ăsta. Păi îl arunc eu că... Ca ce? Ca tănuște! Păi și eu mă arunc. Ba da mă, și ție. Stai că încarc eu și îți arăt. Mamă, încarc. Tu le încărcăm. Ia uite. Sunt foarte multe chestii de-astea, amintiri din copilărie. Care nu le știm. Da. Ha, filmează-mă. Filmează secundile, minutile, da? Avem aici un șurub mai mare, de ăsta cred că e de 27. Tare! Ăla e. Mai abui tare, rău. Cred că am fost mai puțin, mă. Mamă, cum miroase! Ești nebun, știi cum miroase a ulei ars? Ia fii atent, ia uite. Ia desfă-o. Ia. Ia uite cum miroase. Miroase a ulei. Bă, n-a, păi n-a fost curată, mă. A avut ulei în ea. Ia uite. Mamă, cum miroase, vezi? A avut ulei, mă. Alex, trebuie să fie curat, perfect. Ia, hai să mai facem o dată. Vino cu aceea, hai să pun... Am curățat asta aici. De asta am zis o perie de sârmă, ca să fie curat, ai înțeles? Să fie absolut curat aici. O mai facem pe asta puternic așa? Asta bubuitare. Deci uite. Bagă mult de ăla. Uite cam așa. Hai că bag toate bețele astea. De-aia ți-am zis că avem nevoie de bețe mai multe. De fapt de... Vezi? Și după aia o să facem și pe aia mică. Să vedem cum bubuie și aia, știi? Cred că alea mai mici bubuie mai tare. Da. Nu e periculoasă chestia asta, că n-are de ce. Dacă ți-are un șurub de ăla în cap. Aia te sare în cap. Legi cu sârmă și nu mai sare. Dar taci, mă, nu mai vorbi urât. Se vede aici, mă, frumos? Da. Cu talent așa, tutorialul ăsta, ia uite. Hai că mai pun încă... Hai că le pun pe toate patru și o arunc. Eu cred că, virgulă, cu cât o arunc mai tare în sus, cu atât pocnitura e mai tare. Și lăsați-mi în comentarii, v-am mai spus, dacă vreți mâine să fac... Uite, m-am pus toate bețele, nu? După aia le strângem. Să nu se supere oamenii ăștia. Uite, gata? Mai bagi? Nu mai pun, că am pus destul, ia uite. Ia uite-l. Și el când pocnește, el când se lovește... Ia arată! Nu, ăsta e, și-a fost tăiat. Ha. Să încercați acasă, că ești mecher. Ia să arunc eu mai tare. Ăla e, mă! Mama! O frige! Mamă, nu se poate. Ai văzut? Da. Oh my god. A mers. A mers exact cum mergea și pe timpurile mele din 90. Ce faci? Vino pe partea aia să facem alta, mai micuță. Deci pe aceasta e confirmat, da? Ok, fiți atenți. Hai să facem pe una mică. Ce părere ai de asta? Ia. Ai făcut totul? Da. Câte bețe ai băgat? Vreo 3-4. Băi, uite, trebuie să pui jumate. Stai că văd eu câte mai pui, uite, așa. Aici intră mai puține, mă. Evident. 3-4 că... maxim. Da. Păi știi cum facem? Ia fi atent. Uite, se vede? Da. Da, uite cum facem. Fiind mică. Asta cred că bubuie tare. Păi nu mai avem pungi. Le lăsăm așa. Ai văzut că tu și așa nu credeai nici de... praștea aia cu invizoace când merge, știi? N-ai văzut cum ai reacționat când ai văzut cât a aruncat? Asta e criminal. Ia să încercăm cu ăsta mic. Păi noi de-astea mici aveam, mă, nu de-aia. Mamă, cât a bubuit aia, ești nebun? Aia bubuie cel mai tare, care șurubul ăla lung. Da, nu care șurubul, da, da. Ia uite,
Se vede? Da. Ha. Ăla e, mă, ia uite-l, mă, vezi? Ori am pus cantitate mică. Ia să vedem ce are. Vino cu s-a aranjat, ia uite. Vezi? Ia uite cum s-a făcut. Ia uite-l. S-a aranjat, hai să mai pun două bețe. Ia uite. Mă, probabil că lasă-mi. S-a tasat, ești nebun, dar n-a apucat să... Păi nu e, mă, îi trebuie greutate. Adică astea două ajung, sunt... Nu mi-a luat una? Nu. Ce crezi că bubuie acum? Cu siguranță. Eu cred că trebuie mai greu. Da, aia șurubul ăla de 24. Opa! Ba, bă! Bă! S-a dus dracu și șurubul și tot. Uite la aici, bă. Unde a aruncat aici, punga? Bă, cât am uitat pe ăla, lăsă-i tot. A sărit piulița, ești prost, ia uite. Aruncă și răcum. Ce ai făcut? Nu, am pierdut piulița. Na, nici nu poți să o lipești. Mai avem o piulița acolo. Ha, vină cu asta. Băi, miros, n-am mai zis chiar ceva. Ca petardele. Ai văzut de tare, bă, pe trei. Ăla bubuie tare. Ha, hai mai băgăm una, ha. Băi, nu-mi vine să cred. Dă cu aceea, dă la mine. Hai să o facem și cu asta mică, mă. A, dar nu mai avem... Asta e și mai fire, aude. Asta n-am făcut deloc. Hai că n-am făcut deloc cu asta. Hai să mai facem și să mai încercăm și cu asta, vezi? Ia uite, se vede bine, da? Da. Uite așa. Aici cred că o să băgăm, să zic așa, o cantitate de 10 bețe. Ce frumos cântă cocoșele, ești nebun, sunt zăpăcit după viața de țară. N-aș sta la București, nici mort. Câte am băgat? 2? 3? Patru, cinci, bă, cât a bubuit, ai auzit, mă? Erai, da. Credeai că o să fac așa ceva? Am crezut că nu o să mai fac ca celelalte. 7. Hai să pun 10, mă. 8. Cu cât o arunci și 9, cu cât o arunci mai tare și cu cât... mai bagă, mai mult. 10. Băi, știi ce trebuie făcut, mă? Trebuie legat cu sârmă șurubul de șurubul celălalt, mă. Bine, că se mai pierde piuulița, n-ai ce să faci. Păi să vezi, stai să mă duc eu la obor să iau niște șuruburi de alea așa. Am eu pe acasă, n-auzi. Păi să-mi cauți. Uite, mă, fii atent, ia uite. După ce o strângi bine, fii atent cum se face, ia uite. Mai bagă, și... mai bagă de asta. Nu, mai, n-are rost. Mai bagă. N-are rost, hai să vedem cum bubuie acum la 10 și după aia băgăm la 15. Mamă. Da, păi uite, dacă nu are aer aici, din lovitura aia, se e ca la tractor, mă, pe injecție și bubuie, bang, ia. Așa, mă, bravo. Bă, dar nu mai am sârmă. Uite așa. Ok, hai să iau sârma de la asta. Oricum am pus multă și o rupă din două. E o sârmă mai elastică, așa. Uite, vezi? Liță de aia. Liță de aia. De cupru. De fapt, nu liță, sârmă că... Uite așa, nu trebuie cine știe ce. A? Ha, sus. Sus, băieții. Varianta 4. Șurubul de 24. 27, ori. Cred că ăsta e de 27, da. Mamă! Ce părere ai, Alex? Foarte frumos. Ai, mai are piulița? Băi, ești nebun, a aruncat piulița? Da, este. Ia uite, uite unde a făcut scânteia. Uite aici, ia uite, vezi? Uite, uite, uite unde a făcut scânteia așa, bubui. Și miroase. Băi, cum se aude mâna. Bagă la 15 acum, a? Hai să băgăm 15, hai. Le băgăm pe toate astea? Dă-te și eu, vină pe partea asta, lasă, dă-te așa să stai și ăla să filmezi. Așa, băgăm 15 acum? Da. Numără 15 și dăm 15. Lasă 15 aici. 2, 4, avem una, 6, 2, mamă, stai, aveam mult, ești nebun, 3, cum a sărit punga și rupt-o, 4, da, 5,
Mamă, cât a bubuit. 6. Ai pus 15? Da. La ăsta n-ai făcut deloc. 7? Nu. Nu. Ăla e... facem? Ba da, cum să nu. Deci acum o încărcăm cu 15 bețe de chibrit. Haide, mă, să ne distrăm, că așa ne distram și înainte printre blocuri. Da, domnule, l-au luat șururi înainte la București. A, ce ai, frate? Nu aveau mecanicii pe acolo. Și le cerați? Da, cum? Cumpărați sau cum? Da, cumpăram. Ce ai, ești nebun? Un leu șurubul. Ok, asta e ultima oră, după aia ne mai distrăm noi așa pe filmare. Fără filmare, de fapt. Ia uite, se vede? Da. Nu mai dai în afară de asta? Mai facem una, două și după aia ajunge. Cu filmarea, să nu o lungim prea mult. Și așteptăm în comentarii să vedem dacă vor să facem pocnitori. Ia uite, se vede? Da. De vezi că el nu e cam petarde, mă. La petarde. Dai, uite așa. Mamă, îți dai seama dacă ar bubuie ăsta mână? Ia. Ia uite. Îl... Bagă-le și pe alea 4. Nu mai bag, mă. Hai să le bag și pe astea 4. Ha. Deci 20. 20, 20, 20. Mamă, deci s-a dublat. Bă, ai văzut că bubuie tare de pierd și piulița? Ok. 20 de bețe, da? Bă, uite. E foarte important să fie drept, să nu se ducă într-o parte, știi? Să stai pe jumate, așa. Genială treaba asta. Acum o arunci mai tare. Păi ai observat cu cât o arunc mai tare, cu atât e mai șmecher. Da, cu arunci în mai tare. Da. Hai să vedem și... Băi, ești nebun la cur. Fii atent cum facem. Hai să punem astea. Fii atent, las-o pe mine. Ca să nu mai sară de data asta, încercăm pe ăsta, că ăsta e cel mai mare, da? Care? Ăsta cu ăsta? Uh-huh. Tot astea care au... Uite, îi belește filetul. Băgăm 25 acum. Păi fii atent, desfăm tu sârma asta ca să leg șuruburile între ele. Bag 25? Da. Hai să vedem un 25 de bețe. Și avem una. Băgăm cât intră. Păi nu merge, vedești foarte mult. Ba da, cred că da. Intră 30. Nu știu, depinde cu cât e piulița, mă, între piuliță și ăla. Filmează-mă de aici, te doare mâna. De sus, așa frumos, da? Să vadă abonații, băi. Că pentru ei muncim. Așa e. 5. Să nu faceți și voi asta, mai ales dacă stați pe București. Vă miliția. Nu, dar sare mașini, ce? Da. Nu răspund pentru nimic din ce faceți voi acasă, e treaba voastră, dar eu... Așa, ce bacoi, dacă l-ați văzut că sare de pe pod și săriți și voi, asta trebuie să faceți și voi ce vedeți acasă? Păi ce, ăla sare de pe pod? Da, de la Constanța. Băi... Podul Constanța. Sări de pe pod direct. Și? N-a murit, îți dai seama, a căzut în apă, nu? În apă, nu? Da. Era și lui frică dacă să facă vizualizări și alea. Cât metri are podul? E de aici până unde e mașina aici, nebun. Până la barză. Adâncime? Da. Ok, încă 6 de astea. Tu dai seama că iar dacă cădea pe burtă, l-ai rupea burta în el? Da, sărit în picioare. Îți dai seama că nu se desfăcea ca punga, ca puiul de găină. Murea mâncat. Îi lua respirația. Da, îți dai seama, e ca și cum te arunci pe asfalt, ești nebun că... Ok. Uite, am mai desfăcut asta ca să intre acolo bine, știi? Uite aici. Uite câte sunt. Nu cred că contează cantitatea pe care o pui. Cât ai băgat? Păi uite, acum sunt 23. Încă două, ești nebun, și sunt 25, uite. Data trecută. Mamă, cât de mare e ăsta, ești nebun. Deci nu contează dacă ar fi o piuliță groasă, uite atâta, știi? Și să pui atâta de asta. Păi am piulița aia de la chiuloasă. Păi da, aia, da, piulița ca să intre mai mult între ele, știi? Și două șuruburi. Da, de la chilota, da. Ce-a dat sărmă, nu? Da, frate, ia uite-o, mă. Mamă, 25 de bucăți. Tank. E tank. Și cu sârma asta facem așa simplu, ca să nu mai pierdem șuruburile, știi? Și să nu mai sară unul de altul. Că oricum îl ține punga, știi? Ăsta
Uite așa. Mă înfășoară-l de el așa. Da, mă, da. Că nu contează, nu supiere. Mai dai după el așa. Așa. Lasă-mă că nu mai ăla fuge ăla de acolo. Băi, nu fuge, uite, ăla în combinație cu ăsta, dar trebuia cu oață ceva ca să nu ia din, dar lasă că lasă așa, știi? În timp ce îl arunc să nu ia din echilibru. Ia vezi. Se filmează minutili? Bă, filmez când sare așa, păi tare. Stai acolo. Stai aici ca vreau să să-l arunc tare de tot, știi? Ca să cadă. Mă, bă! FP3, mă! FP3! Mă, bubui ca un FP3? Da. Nu pot să cred. Adun încă. Ia uite, este și fum. Ai și fum, dar aici ești nebun. FP3 direct. Fii atent, câte sunt aici? Așa, e mai aproape așa să fătă și ăsta, mă. A? Hai că le pun și o să arunci tu de data asta, da? Mm-hmm. Și după aia mai filmăm o dată când aruncă, mai sunt bețeni alealte? Alealte. 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 Da, dar trebuie să arunci tare în sus, să nu cadă pe iarbă, știi? Nu-i problemă dacă cade pe iarbă, dar să... Eu am direcție să cade jos. Băi, lasă-mă! Adevărat am viat! Bă, dar chiar de denie mergi și noi la biserică să facem caterincă? De denie? Dacă se mai face. Păi dacă se mai ține, până la anul poate se mai... Poate subțiază cazurile astea. În ce lună e? În aprilie. Cu bună dimineața, să zicem. Da. Așa poți să dai și cu două șuruburi, doar să dai cu ele de pământ, dar nu știu dacă le nimerești. Adică? Dacă le legi și pui așa... Nu știu dacă le nimerești ca să dai așa, dacă pui folia, știi, dacă pui ciolofanul, în moment când îl arunci sus și cade, el îl ține drept, ai văzut? Uh-huh. Nu mai bate, mă, cu ăla, mă, Alex. S-aude, bă, s-aude urât. Ia zi, frate, ești pregătit? Uh-huh. Yeah, I am ready. Deci câte mai avem? Avem aici 25 de bețe, da? Yes, of course. Of course, are you ready? Băi, după aia să strângem bețele astea ca să nu creadă mai abonați. Și foarte mulți se bucură și când mă... Mă mir, o bubuie și la mine acum? Da, ar trebui, dacă arunci cum trebuie. Și mă laudă, ia uite frate, tu ai rămas la fel așa cu nebunile, cu nebunile pe care le faci. Că alții habar n-au de ei, nu știu ce să filmeze pe ea, adevărat. Au început mulți să se ducă în case bântuite, în dalea, dar nu le iese ca, no, ca la boși. Uite, vezi cum arată? Da. Am luat eu camera, ai înțeles? Te dai pe jumate și arunci tare de fund așa ca să cadă cât mai pe jumate, știi? Aici? Da. Mai tare trebuia, mă. Vezi, a avut efect sârmaia. A, uite, nici nu s-a desfăcut, vezi? N-a avut presiune mare. Păi trebuia să l-arunci mai sus. Nu l-ai aruncat foarte tare. Ia desfă-l. Vezi cum miroase? A țicat filetul, ești nebun. Încă mai ține. Mi-e place. Da, și mie îmi place cum miroase, uite. Uite, s-a terminat, ești nebun. S-a... Hai să mai facem o singură dată. Păi nu mai e. Și să-l punem pe My Friends. Nu mai avem bețe de chibrit? Mai aduci? Mi-a scos pieptul ăla tare! Bă, dar tare! Ăla e, mă, acum ai venit și tu de acasă. Hai, du-te și mai adă o dată, Mariana. Păi n-a bubuit că n-a căzut drept. Dacă dă să cadă la boloboc. Ia, trage eu la boloboc. Aruncă-și tu pe jumate, centrată. Hai, hau, ca la noi aici. Bahoi, vă explică, trebuia să arunci mai tare, mă. A lovit și firul, ești nebun, a lovit firul. Eu sunt Sharif Vlogger, iar aceasta este jucăria cu catran. Băi! Mamă! Ce-a făcut, mă? N-a căzut, mă? N-a căzut cum trebuie. Ia vezi? Ia vezi? Cred că are ceva acolo, la. Da, a fost ceva. A căzut pe colț, mă. Deci,
Lucrează! Ok, mai facem o aruncare. O probă. Ah! Yay! N-a mers. Ăla e, mă. Ia uite-o. Oh my god, ce are? Îți dai seama de bubuia asta mână? Oh, no. Oh. Ce a fost asta? S-a pășit mireasă. Tu, mireasă, bășine, ești prost? Hai, te sars. Da. Cred că trebuie pus mai mult. Ok. Iar mată, da? Băi, deci fii atent, știi cum, da? O arunci tare în sus. Chiar dacă nu o nimerești pe jumate, o arunci mai tare. Dar tare în sus. Tare, tare, că e grea. Tare, 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 tare. Așa, cocoș cu păr. Fugi. Ai văzut? Super. Poți să nici nu mai pui ciolofan de la... A, o ai pregătit-o și tu? Dar strânge-o bine așa. Dar vezi, nu învârti de piuliță cu aia, că se desface din partea cealaltă și cade. Trebuie să fie pe jumate. Nu, ia desfă. Este așa, Alex. Ia uite, mă, s-a făcut praf. Ia. Level 2. The King of the Elephants. Cum ai aruncat-o, mă, mai tare, mă? A sărit. De ce n-arunci, mă, și tu mai sus? Are la mai multă putere ca tine? Ia mergi în pieptul ăla mare. Ok, dragii mei, sper că v-a plăcut acest episod epic, pot spune epic în toate punctele de vedere, deci ne-am făcut maxim de Deci nu uitați, fun. Follow la Alex Underline, mrn Underline 19. Underline, mamă, ce puteți ăsta aici, nebun. Aveți ceva de mâncare pentru noi? Da, mai. Mi-e foame? Da, cum? Sarmale, cu smântână. Să dea Dumnezeu să cadă la noi în grădin. Aha, uite sarmale, bagă pe YouTube. Mama, la mulți ani, ok? Hai să cântăm, la mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, pentru cine e la mulți ani, da? Da. Ok, haideți, fraților, să ne mai, noi o să ne mai jucăm. Ia-ți mă Instagram-ul tău, hai. Alex, underline, mrn, underline, 19. Haideți, dragilor, și la el să-i facă și mai mulți abonați. Și noi o să ne jucăm în continuare cu aceste pocnitori foarte inteligente. Și vă rugăm să ne lăsați în comentarii dacă vreți să facem partea aia cu pocnitoarea în asfalt, să vedeți cât de caterinc o să fie. Nu uitați, canalul meu secundar Fish Hacker, îl aveți în descriere în primul link, iar pe Facebook Academia Tinerilor Pescari și Shari Vlogger Influencer, grupul abonaților. În caz că sunteți abonați și nu v-a anunțat YouTube-ul pentru această postare, dezabonați-vă și abonați-vă imediat și apăsați clopoțelul să fiți anunțați la fiecare postare cu mai nebuni. Și apare și comoara lui Harry Potter. Da, în curând comoara lui Harry Potter, v-am promis și jur solemn să mor familia lui Larisa dacă nu o să postez comoara lui Harry Jumate Potter. Intrăm jumate și să știți că am început vlogurile criminale și e singurul canal de YouTube din România care se ocupă numai cu chestii super interesante, nu să stau în fața calculatorului, să-l bârfesc pe ăla și pe ăla și pe ăla. Facem lucruri care ne distrează de mama focului.